să redeschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola 2 Timotei, capitolul 2, vom citi paragraful cuprins între versetul 15 și 21. Iată ce este scris. Caută să te împățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbările goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul lor sunt Timeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr, ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frații de credință și în mod deosebit stimați frați slujitori, în această seară, înaintea rugăciunii de consacrare în slujbele amintite a fratelui Sorin și a fratelui Claudiu Rău, îngăduiți-mi, vă rog, să împărtășim un cuvânt în care vom vorbi despre autoritatea spirituală a slujitorului lui Dumnezeu. Dacă e să rememorez anii de slujire în Biserica Emanuel, se împlinesc anul acesta 29-28. Nu mi-amintesc vreodată să fi vorbit în Biserica Emanuel despre autoritate spirituală. Am socotit că a vorbi pe subiectul acesta e prea mult. Dacă vorbești prea mult pe tema aceasta, înseamnă că n-ai autoritatea. Cine nu o are, o revendică vorbind despre ea. Și totuși, după ani și ani, cred că trebuie să ne întoarcem la câteva baze care formează autoritatea spirituală a unui slujitor. Sunt cel puțin 5 lucruri de fond care însumate în cursul anilor vor construi această autoritate spirituală. Când vorbim despre autoritatea spirituală, ea are o mare însemnătate, nu doar în viața bisericii, ci și în viața familiei. Un soț este chemat să aibă autoritate spirituală. O mamă este chemată să aibă autoritate spirituală. Un tată să aibă autoritate spirituală. În relațiile noastre, la locul de muncă, suntem chemați să ne asumăm această misiune și în lucru pe care îl facem să fim însoțiți cu autoritate spirituală. Autoritatea are două componente. O primă componentă este foarte simplă. Este autoritatea delegată. Cineva desemnează pe altcineva într-o poziție de autoritate. Aceea este autoritate delegată. La un loc de muncă este numit un șef nou. Aia este autoritate delegată. Prin actul ordinării, într-o anumită măsură, vorbim de autoritate delegată. Nu în toată măsura, pentru că înainte ca această autoritate să fie delegată, există pe fond o autoritate spirituală câștigată. De aceea nu ordinăm repede și nici pe oricine. Pentru că pe fond există o autoritate morală, o autoritate spirituală câștigată, pe care biserica o observă, o remarcă și o recunoaște. Nu despre autoritatea aceasta vom vorbi, ci despre aceea care, fără să fie revendicată, fără să fie impusă, se câștigă, autoritatea morală.
în multe feluri poate fi definită. Eu aș ilustra ce am putea înțelege prin această autoritate, referindu-mă la ceva din anii copilăriei mele. Tatăl meu este în viață, este un om sănătos și o fire foarte hotărâtă și consacrată și fără multe ocolișuri. Dacă ar fi să mi-aduc aminte de cineva care a avut autoritate asupra vieții mele, sigur că au fost mulți oameni. Unul dintre oamenii de mare influență a fost fratele Iosif Tirlă. Pot să spun asta acum și mai apăsat că nu-i dumnealui cu noi, este plecat în Statele Unite. Și o să vină în curând, Domnul să-l binecuvânteze să fie cu el. Aș vorbi despre cea a tatălui. Nu era nevoie să fie tata acasă ca ceea ce a spus el să fie respectat. Nu era nevoie să ne spune de două ori. Dacă zicea o dată, știam că aia trebuie făcută. Poate că mai de mult am uitat, am încercat să neglijăm ce a zis prima dată și repede ne-am dat seama că este în paguba noastră. Și atunci ne-am conformat. Nu știu să fi fost o pedeapsă mai mare pe care ne-ar fi putut-o da mama decât pedeapsa, asta era cea finală, gata, s-a umplut paharul, vine taică-tu acasă și o să afle tot. Așa de cuminți ne făceam. Autoritate morală, autoritate spirituală. În biserică, în slujire, între oameni, suntem chemați să ne câștigăm această greutate. Această greutate a cuvântului, a trăirii, a slujirii, care să reclame în jurul ei influență. Și prin influența aceea, oamenii să se apropie de Dumnezeu. Ce se găsește la baza acestei autorități? Spuneam despre 5 lucruri. O să vorbim câte jumătate de ceas despre fiecare. Da. Așa. Întâi, perseverența în învățătura Scripturii. Rămânerea în cuvânt, cunoașterea cuvântului, propovăduirea cuvântului, trăirea cuvântului, reprezintă izvor de autoritate spirituală. Greutatea unui slujitor al lui Dumnezeu depinde foarte mult de seriozitatea cu care se apropie de Biblie și propovăduiește adevărul lui Dumnezeu. Asta este un izvor de autoritate spirituală. Vă îndemn, dragi frați, să rămâneți în cuvântul lui Dumnezeu. Să-l cercetați cu mare seriozitate și să-l propovăduiți cu mare seriozitate. Este izvor de autoritate spirituală. De la început, acum îmi îngăduiți, toți mi-ați fost studenți. Chiar toți. Voi la dumneavoastră acum. Știu graba studenților de a merge peste etape. Și eu am avut-o. După cum nu poți grăbi nașterea unui prunc, nu poți grăbi nici formarea autorității. Sunt etape și pași. Și consecvența în rămânerea în cuvânt naște această autoritate. Poate că din dorința de a ne găsi un loc, veți face greșeli. Eu personal am făcut. O să vă vorbesc despre una dintre ele și despre felul în care m-a oprit Dumnezeu. Aceia care sunteți mai vechi în Biserica Emanuel, eram încă pe strada Plevnei și o parte chiar de început, după ce ne-am mutat aici, pe frații Grachi, vă amintiți că în slujirea de la început, fratele Nelu era cam glumeț la predică. Poate că vă aduceți aminte. Sunt și înregistrări. Îl văd aici pe Radu zicând, ar fi interesant să vedem cum era. Aveam un caiet în care mi le scriam, le aflam de colo, de dincolo. Era o colecție, știam, asta e bună la început, asta mai pe la mijloc, cu asta câștigi atenția, cu asta întorci așa lucrurile. Avusesem dascăl bun de retorică și știam locul lor.
Nu mă însurasem pe atunci de mult timp, eram proaspăt căsătorit și țin minte că Laura, soția, mă tot dojenea. Și am zis, lasă-mă în pace, știu eu cum e mai bine. Toată aceasta a ținut până într-o zi, când în Austria, într-o slujire fiind, la sfârșitul acelor adunări, două adunări au fost, la sfârșitul acelor două adunări, un frate mai în vârstă, profet, m-a oprit cu rugămintea să iau aminte la un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru mine. Mi-a zis să fac bine să nu mă supăr și să primesc. M-a luat un pic așa cu rece pe spinare. Ce-o fi oare? Și chiar aveam de ce. El a zis așa, Domnul mi-a dat o vedenie și în vedenia aceea te-am văzut îmbrăcat în haine albe strălucitoare, în cap până în picioare. Iar în mână aveai o sabie, cu mânerul era până în dreptul pieptului și cu vârful până la pământ, ascuțită pe ambele părți. L-am întrebat pe Domnul ce este aceasta. Și Domnul a zis, hainele albe reprezintă că este slujitorul meu, eu l-am chemat și sabia este cuvântul pe care l-am dat să-l mânuiască. Mi-a venit inima lui loc. Am zis că nu-i rău. Numai că de acum urma mesajul. Slujitorul acela lui Dumnezeu a spus, când m-am uitat cu atenție la sabia pe care ai primit-o, pe mijloc, de la mâner și până în vârf, era trasă o linie neagră, pe ambele părți. Și cine se uita la tine, linia aceea, a zis prorocul, n-a fost făcută de cine ți-a dat sabia. Pe aia ai pus-o tu. Și cine se uita la tine, nu vedea nici sabia, nici hainele, ci vedea linia. Și între ei oamenii vorbeau și șoteau și ziceau, ai văzut ce linie? Ai văzut ce linie? Nici haina ta, nici sabia ta, nici cuvântul tău, toate erau la o parte lăsate, linia era în centru. L-am întrebat pe Dumnezeu ce înseamnă asta și Domnul a spus așa, linia reprezintă glumele pe care le spune când predică. Acele povești omenești, glume, au forța de a deturna atenția oamenilor de la cuvânt și oamenii rămân numai cu aia. Ai auzit ce linie? Ai văzut ce linie? Omul acela s-a întors către mine, asta se întâmpla în 2001, 23 de ani în urmă. Mi-a zis așa, așa se vorbește Domnul. Dacă nu ștergi linia cu grăbire, Dumnezeu te va lepăda ca slujitor. Așa mi-a vorbit atunci. M-am tulburat foarte tare. Țin minte că luni aveam cursuri la Facultatea Betania în Arad. Acolo l-am întâlnit pe fratele Simeon Bumbar, cu care am intrat în vorbă și l-am rugat să mă primească, să primească mărturisirea, să se roage pentru mine și atunci am decis. Mă țin de cuvânt. E adevărat că unora nu le-a mai plăcut așa cum le plăcea înainte, dar în cursul anilor s-a dovedit că Dumnezeu însoțește pe cine vorbește serios cuvântul. Faceți asta. Asta dă autoritate. Predicatorii, diaconii, prezbiterii, pastorii nu sunt chemați să fie clowni, întreținător de atmosferă, făcător de bună dispoziție, oameni care să întrețină o audiență care nu are frică de Dumnezeu și care transformă biserica într-un spectacol de varietăți. Misiunea predicatorilor nu este asta. Misiunea lor este să fie oameni pe lui Dumnezeu, să vestească Evanghelia și să o facă în frică de Dumnezeu. Să facem asta. Sorin, tu mai ai mult. Până să ajungi la anii mei mai ai. Și nici eu nu o să stau în loc. Dumnezeu să vă dea putere. Frate Claudiu, sunt în urma ta. Ne cunoaștem cu fratele Claudiu de 29 de ani, 30 de ani. Credincioșia acestui bărbat este evidentă. Domnul să te binecuvânteze pentru ce faci acolo în Porumbacu. Nu-l vedem prea des pe Claudiu. Și știți de ce?
Pentru că duminică de duminică și săptămână de săptămână, cu Maria este acolo. Maria e și cântăreață, e și ușier, și cu copii, toate. Și încet, încet, acolo se formează o biserică. Și acum ați depășit un număr frumos de membri. Dăm Domnului slavă pentru asta și să vă dea Dumnezeu izbândă. Încurajez pe frații în Biserica Emanuel, ori de câte ori vă sună fratele Claudiu și vă cere ajutorul să vă duceți acolo și să-l sprijiniți, că e nevoie. Domnul să binecuvânteze lucrarea Lui. Al doua sursă de autoritate spirituală este integritatea personală. Integritatea personală este izvor de autoritate spirituală. Până la urma urmei, oamenii vor urma pe aceia în care vor vedea legătură între vorbă și faptă, între ce spui și ce trăiești. La baza integrității se găsește frica de Dumnezeu. E o virtute tot mai rară. Se cere să fim oameni cu frică de Dumnezeu. Această cerință făcută de Dumnezeu este o misiune și o chemare pentru toți oamenii, nu numai pentru slujitori. Dar în mod deosebit pentru slujitori, să fiți oameni cu frică de Dumnezeu. Oamenii vor fi aspri cu noi și ne vor judeca și când au dreptate și mai ales când n-au dreptate. Frica noastră de Dumnezeu să ne fie scut. Și pe oricâte părți ne-or întoarce și ne-or scărmâna, frica noastră de Dumnezeu să ne fie scut. Integritatea este mult mai importantă decât imaginea. Este mult mai importantă decât popularitatea. Au fost oameni pentru care integritatea n-a valorat mult, ci mai important a fost popularitatea. Și au ieșuat repede. Pentru alții, integritatea a fost mai prețioasă decât reputația lor și decât imaginea lor. Nu cunosc pe cineva din Biblie, un personaj biblic, care să fie plătit mai mult pentru integritatea lui decât a plătit Iosif. Și ce este interesant este că Iosif era foarte tânăr când a luat deciziile acestea mari. Știți de ce a ajuns în pușcărie? Acolo a sacrificat imaginea și reputația lui pentru integritate. Față în față cu nevasta lui Putifar, n-a acceptat compromisul. Imaginea lui a fost făcută praf din cauza că a fost integru și a pierdut reputația. Asta e cheia. Mai sunt câteva personaje biblice care și-au pierdut reputația din cauza integrității. Unul dintre ei este Nabot. A murit bietul fără să fie restaurată decât după ce a murit reputația. Poate că nu-i cost mai mare pentru un om al lui Dumnezeu decât în timp ce își păstrează integritatea să-și piardă reputația. Și în ochii oamenilor să fie un compromis. Și numai Dumnezeu să știe care e adevărul. Care Dumnezeu se va îngriji în cursul vremii să îndrepte lucrurile. A făcut-o cu Iosif. Mai există o situație complicată în viața de slujire. Acel moment extrem de dificil când ești pus să alegi între viziunea pe care știi că ai primit-o din partea lui Dumnezeu și integritatea ta. De regulă, n-ar trebui să fie contradicție între viziune și integritate. Dimpotrivă, cu ajutorul lui Dumnezeu, mânat de Duhul în direcția viziunii, să atingi viziunea aceea slujind cu integritate. Numai că sunt situații complexe când viziunea și integritatea se bat cap în cap. Apar scurtături. Și acolo, la scurtăturile acelea, de regulă se scurcircuitează integritatea oamenilor și se năluiește și viziunea. Vă rog să vă aduceți aminte de David. David a fost un om căruia Dumnezeu i-a vorbit că va fi împărat în Israel. I-a vorbit în anii tinereții
Pe tron era socru său, Saul, despre care Dumnezeu a spus lui David: l-am lepădat. Pe David l-a uns împărat în locul lui. Și acum aici o problemă grea. Să știi că Dumnezeu te-a numit pe tine împărat. Să știi că pe scaunul de domnie stă un împărat lepădat care îți blochează viziunea. Ce faci? Trebuie să faci ceva. Până la urmă e lucrarea lui Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu, e poporul lui Dumnezeu. Câte n-ar fi putut veni în mintea lui David care ar fi putut justifica rebeliunea? Dar David a știut un lucru. Credincioșia mea ultimă este față de Dumnezeu, nu față de viziunea lui Dumnezeu. Acolo în peșteră, în două rânduri, la ultima dată a fost cel mai greu, acolo în peșteră, față în față cu Saul care dormea, lângă generalii lui, oameni viteji, unul dintre ei mai tânăr așa și mai pornit, Asael, a zis: domnul meu, îi dau una cu sulița, doarme aici, de cufundat în somn, și gărzile lui de corp sunt cufundate în somn adânc, îi dau una lui Saul, de a doua oară nu mai trebuie să lovesc. Lasă-mă. N-ar fi trebuit David decât să se uite în altă parte. Acolo, în noaptea aia, în întunericul acelei peșteri, cred eu că s-a jucat destinul lui David. Și David a zis: nu, să mă ferească Dumnezeu, să mă ating de unsul lui Dumnezeu. Știți unde a plecat de acolo? A zis oștenilor: fiecare să se ducă în toate părțile. Demobilizare. Și el a plecat la străini. A plecat la dușmanii poporului său. Și acolo s-a înrolat, fără să voiască, și-au fost forța împrejurărilor, în armata dușmanilor poporului său. Asta mie îmi spune că a renunțat la viziune, ca să-și păstreze integritatea. Foarte dificil a fost acel moment în care împăratul, dușmanul poporului său, l-a chemat și pe el la oaste ca să lupte împotriva poporului său, împotriva lui Saul și a israeliților. Numai Domnul, prin felul în care a așezat lucrurile, a oprit să se întâmple una ca asta. Și ce este de observat, frații mei, este că după ce David, împăratul David, a făcut acel gest, la scurt timp Dumnezeu a rezolvat probleme vechi. 2 luni, nici chiar atâta n-a trecut, până când împăratul David era așezat pe tron. Știți câți ani a trecut? 38. 2 ani a stat pe tron legitim, 38 lepădat. Asta spune ceva. Când în Biblie citim că David a fost un om după inima lui Dumnezeu, va trebui să cuprindem în definirea acestei inimi și aceste zdrobiri și aceste încercări. Integritatea. Slujirea cu sacrificiu este o altă componentă majoră. Oamenii lui Dumnezeu sunt chemați să se jertfească, să se dăruiască, să se cheltuiască pe ei, să ostenească din greu. Trăim vremuri în care spiritul voluntar, spiritul de sacrificiu este rar între oameni. E tot mai rar. Biserica lui Dumnezeu este chemată să slujească lui Dumnezeu cu sacrificiu. La această chemare suntem și noi provocați, la această chemare, și aceasta este și pentru noi. Sacrificiul este o sursă de autoritate spirituală. Ceva din experiența mai veche a bisericii noastre. Vreo câțiva ani buni în urmă, împreună cu tinerii care eram în generația aceea mai tineri, ne-am dus într-un proiect de evangelizare, l-am numit noi atunci, proiectul Un Oraș Curat.
pe malul Cibinului, în pădurea Dumbrava și în alte locuri din oraș, am făcut curățenie și vesteam cuvântul și împărțeam pliante și așa a fost foarte frumos perioada aceea. Eram pe malul lacului râului Cibin și acolo, în zona pieței, erau niște sălci. Aduceți aminte acum, s-a sistematizat zona și curățenie. Erau niște sălci. Sub sălcile acelea erau mizerii de nedescris. Noi am început de sus, de la pod, și ne-am apropiat așa de malul Cibinului. Nu voi uita niciodată pe sora Anca, Băcar, Tutulia, se numea pe atunci soția fratelui Laurențiu, era proaspăt cadru universitar la Universitatea Lucian Blaga. Și a venit și ea cu noi. Și cu un sac, cu ce era în sacul acela, gunoaie strânse din iarbă, a urcat de pe râpă în trotuar. Și o doamnă mai în vârstă a intrat în vorbă cu ea. Eu am văzut că vorbesc. Și după ce a terminat de vorbit, sora Anca a venit către mine și mi-a zis: frate Nelu, știi ce mi-a zis bătrânica aceea? Nu știu, ce ți-a zis? Se s-a uitat la mine cu milă și mi-a zis așa: fata mami, vezi ce ai ajuns dacă nu s-a plăcut să înveți la școală? Atât am râs. Nu s-a înțeles munca noastră. Am ajuns sub sălcii. Fetele, domnișoare, au zis: frate Nelu, și aici? Și eu, când am văzut ce e acolo, am zis: aici nu. Dar lângă mine era Florin Călinescu și Caius Giurgiu. Ne-am uitat unul la altul și din ochi ne-am înțeles. I-am zis: voi mergeți mai încolo, aici ne ocupăm noi. N-au mers departe, s-au oprit, s-au întors, când ne-au văzut că noi punem mâna, și tăcut s-a făcut lună și bec. Ce ziceți dacă arăta în degetul ăsta și spunea: ia pleacă-te tu acolo și tu dincolo, și eu din trotuar să dau porunci? Poate că de rușine ne-ar fi ascultat, dar în inima lor ar fi luat decizia: e om slab, fratele ăsta. Cu el în veac nu mai mergem. Sacrificiu este sursă de autoritate spirituală. Timpul. M-am lungit, frate Petru, la predică să ajungi și dumneata pentru ordinare. Fratele Petru a fost la un botez în apă și el se ostenește mult. La media și pe valea asta, încolo, încoace, a fost un botez la Copșa, la 4:30 la început, ca să poată fi împreună cu noi acum. Domnul să binecuvânteze și lucrarea de acolo. Timpul este o altă resursă, un alt izvor de autoritate spirituală. Și aici, valența virtuții este răbdarea. Răbdarea nu poate fi demonstrată decât în timp. Timpul va pune la dispoziția noastră suficiente contexte, suficiente teste, suficiente încercări care vor demonstra rămânerea noastră în cuvânt, integritatea noastră personală, spiritul nostru de sacrificiu, și toate acestea vor cumula încet și încet autoritate spirituală. Timpul. Le spuneam odată colegilor voștri, studenți, că dacă vrei să fii castravete, în 3 luni de zile devii cel mai mare castravete din lume. Suficient timp, 3 luni, cel mai mare castravete de pe pământ. Dar dacă dorești să fii stejar, asta cere timp. În 3 luni n-ai cum deveni stejar. Castravete, da. Și mai este ceva. Acest ceva se numește însoțirea din partea lui Dumnezeu. Însoțirea din partea lui Dumnezeu este izvor de autoritate spirituală. Dumnezeu va mărturisi pentru slujitorii lui. Le va asculta rugăciunea, le va da cuvânt, le va da înțelepciune. Îi va proteja, va vorbi prin gura lor, va confirma că este cu ei. Și aceasta este izvor de autoritate spirituală. Amintiți-vă de acel moment din vremea profetului Samuel. Poporul a cerut atunci o schimbare, au vrut împărat. Trec peste detalii, schimbarea a avut loc, împăratul a fost uns, poporul a fost bucuros că are și el acum un împărat. Și în urmă Samuel a zis poporului: și acum trebuie să vedeți ceva.
să vedeți răul pe care l-ați făcut, lepădându-l pe Dumnezeu și punându-vă împărat. Hai să vedeți voi răul pe care l-ați făcut. Ce perioadă din an e acum? Și chiar asta e cerișul. Sezonul uscat. Nu ploua deloc în lunile acelea. Când a mai plouat în lunile astea vreodată? Nu știm vreodată să fi plouat. Uite, astăzi va ploua. Ca să știți ce rău ați făcut. Și oamenii s-au uitat unul la altul. Chiar să fie așa? Și cum a terminat de vorbit Samuel, s-au adunat norii și a venit ploaia. Și poporul și-a pus mâna în cap. Vai de noi ce am făcut. Imediat s-au schimbat și au zis, nu ne mai trebuie împăratul. La care Samuel a spus, supriți-vă. Și numele aceleași autorități manifestată până atunci și confirmată de Dumnezeu le-a zis, de acum să ascultați de împăratul vostru. Drumul pe care v-ați pornit e fără întoarcere. Autoritate morală, spirituală. Nu o să mai spun alte cuvinte. Este vreme potrivită să ne apropiem de momentul solemn al acestei slujbe și să aducem lui Dumnezeu rugăciune pentru cei doi frați, chemând peste ei numele lui Dumnezeu. Sunt bucuros în această seară pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, frate Claudiu, sora Maria, frate Sorin, sora Sara, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Invit aici în față pe toți frații ordinați păstor și ordinați prezbiter. Vom fi la oaltă în comisia de rugăciune, de ordinare pentru frații care vor fi puși în slujbă. Haideți să ne ridicăm împreună cu toții.